Bine ați venit la seria de tutoriale pentru aplicația informatică Manualul calității implementată de Aracip și partenerii săi. Acest tutorial se adresează participanților la sesiunile de instruire a reprezentanților furnizorilor de educație organizate de Aracip în cursul anului 2013. Scopul este instruirea participanților în gestionarea documentelor școlii. Prezentarea și navigarea prin ecranul Documentele școlii. Ecranul Documentele școlii este destinat reprezentanților furnizorilor de educație, unde aceștia vor încărca documente specifice școlii pe care o reprezintă, documente cerute de către Aracip. Pagina principală este împărțită în șapte categorii de documente: documente de înființare, documente de funcționare, etc. Aceste categorii se vor regăsi ca taburi în partea stângă, după ce se intră într-o categorie, pentru acces rapid la oricare din categorii. Navigând prin categorii, veți regăsi mai multe documente împărțite în secțiuni colapsabile. Regul de încărcare a documentelor Atunci când utilizatorul dorește să încarce un document în oricare din secțiunile din documentele școlii, acesta trebuie să respecte următoarele reguli. Formatul fișierului trebuie să respecte precizarea din fereastra pop-up: adăugare document, precizare făcută prin eticheta, fișierul trebuie să aibă una din extensiile. Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească 4 MB, denumirea fișierului nu trebuie să aibă mai mult de 100 de caractere, utilizatorul trebuie să completeze câmpul titlu, iar în unele cazuri, și câmpul anul sau data evenimentului. Tipurile de acțiuni pe care le poate face utilizatorul Utilizatorul poate face următoarele tipuri de acțiuni, indiferent de starea raiului pe anul curent sau de starea bazei de date a școlii. Adaugă document. Reprezintă procesul prin care utilizatorul încarcă un document într-o anumită secțiune, în cazul în care utilizatorul vrea să încarce un document și primește mesajul Biblioteca de documente pentru școala curentă nu a fost inițializată, atunci el trebuie să trimită o solicitare către Aracip pentru inițializarea bibliotecii de documente. Pentru a afla cum, vizionați tutorialul Gestionare profil utilizator și profil unitate de învățământ, în care se descrie modul de adăugare a unei solicitări din pagina de profil a unității de învățământ. Descarcă document. Reprezintă acțiunea prin care utilizatorul descarcă un document care există deja în documentele școlii. Descarcă șablon. Sunt anumite documente care au un șablon tip pe care utilizatorul trebuie să-l descarce, să-l completeze cu datele unității pe care o reprezintă și apoi să încarce documentul în secțiunea de unde a descărcat șablonul. Editează document. Din momentul în care un document este încărcat, utilizatorul are opțiunea să-l editeze. Prin asta se înțelege modificarea câmpurilor titlu, an sau data evenimentului, după caz, sau înlocuirea documentului încărcat cu alt document. Ștergere document. Documentele care pot fi versionate pe ani sau cele care au data evenimentului. Pot fi șterse apăsând pe butonul X din dreptul lor. Tipuri de documente. Vă prezint în continuare câteva tipuri de documente ce se încarcă în aplicație. Documentul simplu. Utilizatorul poate încărca un singur document. Odată încărcat, el nu poate fi șters, însă poate fi înlocuit cu un alt document. Documentul cu șablon. Utilizatorul va trebui să descarce șablonul, să-l completeze și să-l încarce. Documentul versionat pe ani. Utilizatorul poate încărca mai multe documente pe ani calendaristici diferiți. Documentul versionat pe dată calendaristică. Utilizatorul poate încărca mai multe documente menționând data calendaristică a evenimentului. Documentul regulament de ordine interioară. Utilizatorul în acest caz nu are posibilitatea de a încărca un document, ci doar de a completa câmpul de scriere.